În urmă cu 50 de ani, în sectorul transporturilor auto se prevedea considerabile îmbunătățiri. Parcul de autovehicule destinat transportului de mărfuri a fost sporit cu 5800 de autocamioane, tractoare, cușa și autobasculante. Pentru transportul de călători, numărul autobuzelor a crescut în 1967 cu 800 de autovehicule. Exploatarea cât mai eficientă a autovehiculelor a fost înlesnită și de construirea cât mai eficientă a autovehiculelor a fost înlesnită și de construirea 83 de stații de întreținere cu o capacitate medie de 300 de autovehicule fiecare. Dintre acestea, 10 au intrat în funcțiune încă din prima lună la Iași, Rădăuți, Brașov, Arad, Baia Mare, iar la Constanța, Pitești și Brad erau în construcție autogări moderne. Luând în dezbatere cifrele de plan, pe 1967, în lumina sarcinilor reieșite din plenarea CC al Partidului Comunist Român din decembrie 1966, colectivul de muncă al uzinei la minorul de tablă Galați s-a angajat să depășească sarcinile de plan cu 3 milioane de lei producție globală, 3 milioane de lei la producția marfă și 3 milioane de lei la producția marfă vândută și încasată, 350.000 de lei economii la prețul de cost și 250.000 de lei beneficii. Concomitent cu depășirea sarcinilor de plan, la minoriștii gălățeni au redus costul specific de materii prime și materiale, economisind pe această cale 43 de tone de zinc, 24 de tone de fontă și 40 de tone de acid sulfuric. Prin depășirea productivității muncii cu 0,5%, colectivul de aici s-a angajat să producă peste plan 1000 de tone de laminate finite, în condițiile sporirii indiciilor de calitate întâi la tablă de la 95% la 96%. Pentru îndeplinirea angajamentului luat, conducerea uzinei și-a asumat răspunderea de a aplica o serie de măsuri tehnico-organizatorice. Mecanizarea unor operații grele cu volum mare de muncă, castivuirea tablei la mașinile de planat la laminorul numărul 4 și zincuire, mecanizarea desfacerii tablelor în flux continuu, mecanizarea șlefuirii cilindrilor în caje. De asemenea, s-au efectuat cercetări privind îmbunătățirea calității cilindrilor din fontă și oțel și pentru obținerea unor lagăre din aliaje durabile și economice. Un accent deosebit s-a pus pe mecanizarea echilibrării cilindrilor de grosisori de la laminorul 4, măsură care a dus la creșterea indicilor de utilizare a liniilor de laminare. În 1966, autobuzele de transporturi auto din regiune efectuau curse pentru călători pe 97 de trasee din lungime totală de 4.157 de kilometri. În 1967, numărul traseelor s-a majorat treptat până la 1546 de kilometri. În luna ianuarie s-au pus în circulație cursele rapide Galați-Brașov prin orașul Gheorghe Gheorghiu-Deș și Galați-Bacău cu plecare din Galați la orele 5 și 6 și sosire la destinație la orele 12:35, respectiv 10 și un sfert. De asemenea, de la începutul anului s-au deschis noi trasee și în regiune pe distanțele Cavadinești, Gănești, Berești, Tecuci, Salcia, Focșani-Nerejul, Brăila, Cotul Lung. Dezbătând cifrele de plan, pe 1967, colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Galați s-a angajat să depășească sarcinile de plan cu 1.450.000 de lei la producția globală, 1.450.000 de lei la producția marfă, 1.450.000 de lei la producția marfă vândută și încasată și 150.000 de lei economii la prețul de cost. Urmau să se producă peste plan 1700 de metri cub de prefabricate din beton și să se economisească prin reducerea costului specific 70 de tone de oțel beton. Printre măsurile care au stat la baza realizării integrale a planului și angajamentului asumat se numărau reducerea ciclului de fabricație a elementelor prefabricate prin acționarea asupra principalelor faze ale procesului tehnologic, turnarea, tratament termic, reducerea pierderilor la oțel beton cu 1,5% față de norme, reducerea consumului de ciment, eliminarea întreruperilor neplanificate ale procesului de producție, efectuarea unor reparații de bună calitate la mașini și instalații. În urma descoperirii de către geologi a unor rezerve mari de cărbune energetic în apropierea orașului Brad din munții Iapuseni, la întreprinderea minieră Țebea au început importante construcții subterane și la suprafață pentru deschiderea unui câmp minier nou la Mesteacăn, unde era concentrat volumul cel mai mare de rezerve. De aici urmau să se extragă în 1972 peste 150.000 de tone de cărbune bogat în unități calorice, care urma să fie utilizate de
de noua termocentrală electrică de la Deva. Înaintând spre culcușul straturilor de cărbune, constructorii au săpat peste 1000 de metri lungime de galerii de coastă și direcționale pe care circulau locomotive electrice. Concomitent s-au înălțat la suprafață o stație de haldare automată a sterilului și o alta de încărcare a cărbunelui. Ulterior s-au construit instalații de sortare și însilozare. Procesul de extracție a cărbunelui a început în 1968.